A mai rămas puțin până la sărbătorile pascale, iar gorjenii se pregătesc de startul cumpărăturilor. Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, cu câteva zile înainte de Paști, societatea Transloc va suplimenta troleele pe rutele principale din oraș. Sâmbătă. De asemenea, este un program deosebit față de ziua de sâmbătă normală. Am suplimentat și frecvența este mai mare, mai mică. Pe traseul principal, nouă mai Artego, pentru că din experiența pe care noi o avem s-a dovedit că sâmbătă se fac foarte multe cumpărături de către cetățenii din municipiu și astfel pe traseul principal, nouă mai Artego, frecvența de circulație este la 14 minute față de 17 minute. În prima și a doua zi de Paști, programul troleibuzelor va fi redus. În ziua de Paști și a doua zi de Paști, programul este special redus, circulăm doar pe traseul principal 9 mai Artego pe o frecvență de 24 de minute. Pe celelalte trasee nu circulăm, v-am spus că este un program pe care noi îl folosim și îl utilizăm de circa 10 ani. Și poliția locală va fi mai vigilentă în aceste zile pentru liniștea și siguranța cetățenilor. În atenția noastră sunt zonele de interes public. Aici aș putea să enumăr câteva dintre aceste zone. Vorbim despre piețe, despre cimitirul municipal, gara din Târgu Jiu, platoul unde se comercializează miei, târgurile de animale, de păsări, de legume, zona centrului comercial. Cei care vor deranja ordinea și liniștea publică vor fi trași la răspundere conform legilor în vigoare.